Bună seara! Suntem în aeroportul Verona, Italia. Acum seara, la ora 10:10, seara, adică 22:10, trebuia să zburăm către Moldova, compania Wizz Air. Ca când mergea deja rândul pentru a face check-in, pentru că online check-in-urile nu ni s-a spus, precum că să le facem cu 2 ore înainte de zbor la aeroport, totul gratis, ca să venim la aeroport, stând în rând, la urmă, ne anunță precum că mai mult nu se fac check-in-uri și nu se face barcare la avion, precum deoarece au vândut mai multe bilete decât are avionul locuri. Acum, la moment, suntem 15-20 de moldoveni, că toți sunt în probleme, toți sunt pe acasă. Și acum nu știm ce să facem. Ei motivează că ei nu sunt vinovați cu nimic. Asta companie au dus în eroare, duc în eroare cetățenii, lumea. Nu știm acum încotro să apucăm. Fiecare din acești moldoveni au venit din toate colțurile Italiei, practic, din diferite orașe, și că toți stau, oamenii în vârstă. Asta sunt companiile de avioane care fac asemenea chestiuni, fac bani și nu le ajunge. Vând mai multe bilete ca locuri în avioane.